Trauma. Ceea ce se întâmplă în interiorul nostru din cauza unui eveniment traumatic extern. Un blocaj, o ruptură sufletească ce devine copleșitoare și căreia nu avem capacitatea de a-i face față. Psihologii spun că pe acest fond traumatic pot apărea și adicțiile, anestezirea suferinței și fuga de propria realitate. Dar cum faci să nu mai fii doar victimă a suferinței? Alegi să răspunzi într-un mod automat, din traumă, prin apărare sau agresivitate? Sau alegi să răspunzi din adultul care ești astăzi? Experiențele terapeutice demonstrează că dacă lucrezi asupra evenimentelor traumatice, poți vindeca adicțiile, pe măsură ce scade încărcătura emoțională din spatele lor. Diana Safta este psiholog clinician, specialist în terapie cognitiv-comportamentală, în terapia schemelor și terapia sistemică pentru cupluri și familii. În ediția de astăzi vom înțelege cum se accesează mai rapid rădăcina traumatică și cum apare descărcarea somatică a emoțiilor în corp. Care sunt formele de vindecare, de depășire a traumei inițiale? Tot în emisiunea de azi vom afla ce putem învăța din practicile străvechi, indigene, din jungla amazoniană, pentru a le integra în aceste vremuri. Interconectivitatea cu natura și cu divinitatea din noi. Poate mai dăunător decât consumul în sine este vocea aceasta critică internă, care ne spune că, iată, nu ești în stare să te lași de alcool sau să renunți la droguri. Sau vocea critică internă, care căutăm să-i dăm volumul mai încet. Înțelepciunea a traumei înseamnă să ajungem să ne conectăm la această suferință pe care poate că am îngropat-o atât de adânc încât nici nu mai suntem conștienți de ea. Toate aceste situații pot apărea ca ocazii prin care noi să descărcăm acea încărcătură emoțională. În ce situații din viața noastră nu spunem nu? Acolo unde simțim, iată, corpul nostru spune că nu vrem să facem asta. De ce avem această dificultate de a spune nu? Ce stă în spatele acestei incapacități de a spune nu? E o credință. Dacă voi spune nu, iată, voi fi perceput ca fiind egoist, nepăsător, voi fi respins. Există un cost. Prin terapii șamanice, prin meditație, tu te conectezi la sinele tău mai înalt, la eu-ul tău, la divinitatea din tine, la lumina din tine. Diana, bine ai venit în emisiune! Mulțumesc pentru invitație, Mirela! Ceea ce se află dincolo de povestea pe care o spune, de adicție, dincolo de boală, dincolo de anumite blocaje, este în esență traumă, este acea durere interioară copleșitoare, căreia nu putem să-i facem față? Nu îi puteam face față în copilărie, pentru că un bebeluș sau un copil foarte mic nu se poate regla singur emoțional, are nevoie de un adult calm, liniștit, reglat emoțional, care să-l ajute să proceseze orice tip de emoție trăiește. Dacă acest adult nu există sau nu este în felul acesta disponibil, calm, copilul mic nu are niciun alt mod de a face față suferinței decât sau emoțiilor intense, decât disociindu-se, deconectându-se de la el însuși. În felul acesta supraviețuiește. Înainte era nevoie ca o întreagă comunitate, se spunea că e nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil. Astăzi, din păcate, nu mai avem această comunitate sau familie extinsă. Există multe situații de mame singure, de părinți singuri care își cresc copiii, părinți care trebuie să performeze pe toate planurile și atunci, da, această disponibilitate nu mai este în aceeași măsură. Noi nu răspundem la ceea ce se întâmplă, ci la percepția noastră legată de evenimentul care se întâmplă. Cum ne conectăm noi cu acele percepții? Pentru că ele pot fi, în multe cazuri, distorsionate și atunci trauma se amplifică. Dacă vorbim despre o emoție, ce simți într-o anumită situație? Simt furie, simt frică, simt rușine, tristețe. Percepția este că, iată, mă simt umilit sau mă simt respins sau mă simt criticat, mă simt abuzat. Acestea sunt mai degrabă interpretări ale noastre despre o situație anume. Cum ajungem să dezvoltăm aceste
percepții în urma unor experiențe, spuneam, în copilăria mică, în care fie în relația cu ceilalți, de obicei cu părinții, cu îngrijitorii noștri, exact, fie ni se spune că suntem, nu știu, când suntem niște fraieri sau suntem niște proști sau nu suntem suficient sau buni. Suntem leneși, suntem neputincioși. Exact. Sau asta înțelegem noi din relația cu ceilalți. Asta interpretăm. Și dacă părintele chiar se adresează așa copilului, tu ești leneș, tu niciodată nu înveți, tu ești fricos. Deci părintele asta exprimă. Cu atât mai mult este întărită această credință despre noi înșine. Aceste credințe, dacă vrei, devin lentile ale noastre, lentile prin care privim lumea, prin care percepem tot ce ni se întâmplă. Ne raportăm la toate situațiile prin aceste lentile. Cum putem curăța lentila? Mulțumesc pentru întrebare. E o întrebare foarte bună. Aș spune că un prim pas ar fi conștientizarea faptului că privind lumea doar într-un anumit fel ne produce foarte multă suferință. Poate niște pași înainte ar putea fi aceștia curiozitatea, deschiderea. De ce fac eu așa? De ce reacționez eu așa? De ce mă comport în felul acesta? Da. De ce este răspunsul acesta intern în mine? De ce reacționez atât de... De ce mă înfurie o situație? Exact. Da. Atât de, poate, disproporționat. Da? Cu o furie disproporționată pentru situația prezentă, curentă. Există două moduri prin care putem evolua ca ființe umane. Unul este prin conștientizare, dar nu ajungem acolo, poate, decât mai târziu. Și un al doilea este prin suferință. Și abia atunci când ne săturăm de suferință, când ne dăm seama că nu suntem doar victime, dorim să alegem să nu mai fim doar victime ale suferinței, atunci începem să ne uităm la modul în care contribuim la această suferință a noastră. Și începem în felul acesta să conștientizăm cum reacționăm, ce se întâmplă în momentul în care există o ceartă în cuplu. Da? Primul pas nu este să mă opresc, să mă cert, este să-mi dau seama, ok, s-a întâmplat din nou, am intrat în același tipar. Un următor pas ar fi acela de a-ți da seama poate în timp ce faci asta. Și apoi un al treilea pas ar fi să alegi să răspunzi diferit, dar cum faci asta? Câștigând acea secundă în care alegi cum răspunzi. Alegi să răspunzi din modul acesta automat, din traumă, prin apărare sau prin agresivitate, sau alegi să răspunzi dintr-un mod din adultul care ești astăzi, atunci când părintele nu este disponibil pentru mine, da? Da. Ce fac eu să însemne asta despre mine? Că eu nu merit, că eu nu sunt suficient de bun, pentru că dacă ne-am gândit că părinții noștri nu sunt, că ei sunt, nu știu, greșiți, că ei au probleme, asta ar putea însemna pentru noi să... Este, ar fi extrem de riscant, pentru că nu am avea pe nimeni altcineva. Și atunci, automat, o facem despre noi. Eu nu sunt suficient de bun. Și asta este percepția copilului în legătură cu atitudinea părintelui? Este percepția copilului care are în spate această credință despre el însuși. Deci, percepțiile au întotdeauna în spate o credință despre sine, despre lume, despre ceilalți, despre părinții, în cazul acesta. Și cum se traduce asta în timp, la maturitate, în cazul acelui copil care crește? Dacă luăm, de exemplu, credința că eu nu pot fi iubit. Dacă nu pot fi iubit, voi face în așa fel încât, la maturitate, încât să fie nevoie de mine, pentru a avea partea aceasta de conectare cu ceilalți, de relații cu ceilalți. Și atunci pot deveni, iată, pot alege să fiu medic sau terapeut sau tot ce înseamnă sindromul salvatorului. Dacă nu mă iubesc pentru cine sunt, atunci mă vor căuta pentru ce pot eu oferi. Și ajung mai târziu, intră în această buclă în care devin acești supraperformatori, obțin în felul acesta validarea de care au nevoie, conectarea, sentimentul că merită, doar că în timp scade această satisfacție și ajung să se întrebe din nou dacă sunt iubit pentru ce ofer eu sau sunt iubit pentru cine sunt eu. Ce reprezintă Compassionate Inquiry, această abordare terapeutică a lui Gabor Mate? Ea este prezentă în ultima vreme și în România. Tu faci parte din acești formatori. Este prezentă în România, de fapt, prin oamenii prin terapeuții care au ales să studieze formarea în limba engleză.
Intenționăm să o lansăm anul viitor și în limba română. Cum este tradus în România? În limba română? Compassionate Inquiry, noi l-am tradus introspecție prin compasiune. Și la ce se referă această introspecție prin compasiune? Nu este o metodă în sine, este mai degrabă o abordare terapeutică, intuitivă, prin care avem încredere în procesul celuilalt. Nu ne dorim în această abordare să-i ajutăm pe oameni să se simtă mai bine, ci ne propunem să-i ajutăm să devină mai buni în a simți, să simtă mai bine orice tip de emoții simt în acel moment. Nu este atât de relevant dacă povestea în sine s-a întâmplat în felul acela sau nu, ci este despre cum s-a așezat ea în persoana care o împărtășește. Gabor Mate spunea așa, că majoritatea blocajelor în care ne regăsim apar atunci când încercăm să eliminăm un mecanism de apărare. Înainte de a-i înțelege funcția, de a înțelege ceea ce face acest mecanism de apărare pentru noi. Care sunt acele mecanisme de apărare? Să ne ofer câteva exemple. Unul poate fi disocierea sau freeze ca răspuns în fața pericolului. Că te blochezi pur și simplu. Te blochezi pur și simplu, exact. Un alt mod ar putea fi acesta de people pleasing, de a face plăcere celorlalți, de a merge către nevoile, de a fi foarte orientat către nevoile celorlalți. Ce ne aduce asta? Iată, ne aduce validare din noi, este nevoie de noi, ne aduce recunoaștere, este o persoană extraordinar de bună, este un om extraordinar. Sunt o mulțime de mecanisme de apărare, inclusiv adicțiile pot fi au acest rol. De a ne ajuta să nu mai simțim acel nivel atât de intens de durere. Dependența, adicția, este în esență o boală. Netratată la timp, ea poate avea efecte devastatoare și pentru persoana în cauză și pentru cei din jur. Pe lângă aceste adicții de alcool, de fumat, de droguri, de jocuri și așa mai departe, de medicamente, mai sunt și alte adicții de internet, de cumpărături, adicția de relație. Acestea, din urmă, nu par atât de grave, dar ascund ele un eveniment traumatizant din trecut? Toate adicțiile, de fapt, sunt răspunsuri la traumă. Dacă ne uităm la acest comportament, shoppingul sau relațiile, ce ne aduc ele? Sau chiar dependența de muncă? Ce fac ele pentru noi? Vorbeam chiar ieri cu cineva care îmi spunea că nu putea sta singur niciodată, că avea mereu nevoie să fie înconjurată de oameni și devenise extrem, extrem de amuzant pentru a fi această persoană carismatică pe care ceilalți o dorească în jurul lor. Cum scăpăm de aceste adicții? Cum le vindecăm? Dacă vrem, ce facem să scăpăm de aceste adicții? Că poate nu vrem. Ne complacem în situație, ne convine. Lucrez cu persoane care au diferite adicții, de la adicție de jocuri de noroc până la adicție de porn sau de filme pentru adulți, da? Exact. Sau de shopping. Adulți. Nu ne propunem în terapie să spunem, sau în această formă de terapie, Compassionate Inquiry, nu ne propunem să-i scăpăm de aceste adicții, ci mai degrabă să îi invităm să vadă cum i-au ajutat aceste adicții. Pentru că ele au venit inițial ca cum i-au ajutat. Niște prieteni, da, foarte buni. Au venit să-i să ajute să facă față unor situații, unor emoții interne extrem de puternice. Deci, primul pas nu este să condamnăm adicția, ci să vedem pe ce fond a apărut ea. De exemplu, consumul de alcool. Da? Sau de droguri. Sau de droguri. Care este mai grav. Sau de droguri. Exact. Ce face acest drog pentru... Ce face, nu știu, dacă fumezi marihuana? Cum te simți atunci când faci asta? Ce este diferit față de celelalte momente în care nu faci asta? Răspunsul este de cele mai multe ori că mă ajută să mă relaxez și niciodată nu simt asta, în rest. Sunt doar în stres cronic. Pacea mamă. Mama Terra. O misiune nobilă de a educa și de a inspira oamenii de pretutindeni, pentru ca noi toți să creăm împreună o lume durabilă și înfloritoare. Nu suntem separați unii de alții sau de natură,
Suntem total interconectați, iar acțiunile noastre au consecințe asupra întregului. Căci ce facem altora, ne facem și nouă. Ce facem pământului, ne facem și nouă. Aceasta este parte din viziunea Asociației Pacea Mama. De mai bine de 14 ani, Alexandra Postelnicu, directorul executiv al Asociației din România, este implicată în acest demers alături de milioane de oameni care lucrează la schimbarea visului lumii moderne. Alexandra a studiat biologie și mai apoi psihologie în Statele Unite, iar prin munca ei își dorește să împuternicească oamenii să-și aducă pasiunile în beneficiul comunității, astfel încât să se producă schimbarea la nivel social, ecologic și spiritual. Alexandra este preocupată nu numai de vindecarea individuală, ci și de vindecarea colectivă și a planetei. Astfel că, în urmă cu câțiva ani, a plecat în Ecuador, în jungla amazoniană, pentru a învăța despre valorile indigene, întrepătrunderea între lumea de azi și cea ancestrală. Cum să avem o relație echilibrată cu natura, cu prietenii și familia, cu comunitatea locală și să ne aducem serviciul în beneficiul umanității. O experiență din anzi care să fie integrată în viața personală, dar și în terapie. Cum pot fi vindecate traumele care stau la baza adicțiilor? Am văzut cât de mult sunt dominată de minte. Forța minții era ca o lumină neagră care încerca să domine lumina din inimă. Și eu credeam că oricum studiind psihologia, făcând meditație budistă, având foarte multă deschidere către spiritualitate, am crezut că sunt o persoană deschisă care trăiește din inimă. Și mi-am dat seama că sunt foarte mult controlată de minte și esența este că noi nu controlăm viața, noi nu avem aproape niciun control asupra ce ne vine în viața noastră. Viața vine la noi, este ca un val care tu trebuie să-l primești și să știi să-l primești moment de moment. Și nu poți controla nici ce se întâmplă peste 5 secunde. Singurul control care l-ai este acum, în momentul prezent, e puterea ta de reacție la ce vine acum și aici. Ai în fiecare moment posibilitatea de a alege. Asta e controlul. Controlul vine din cum reacționezi la ceea ce îți vine. Nu controlezi ceea ce îți vine, dar poți controla cum reacționezi la ceea ce îți vine. Este o profeție, profeția condorului și a vulturului. Condorul fiind puterea inimii și vulturul fiind înțelepciunea minții. Deci este o contopire între minte și inimă. Să nu fii condus de minte, dar mintea să fie în serviciul inimii și să găsești un echilibru între cele două. Această tobă mi-a fost dată acum câțiva ani de un șaman mexican, Tai, și spune că este acordată la ritmul Mamei Terra. Și cumva bătând și accesând acest ritm, inima ta se acordează la ritmul Mamei Terra. Se face meditație în și poți să ritm. Faci meditație, da, să cumva să vezi liniștești mintea. Este totul despre liniștirea minții. Și de ascultarea bătăii inimii, bătaia pulsul Mamei Terra, pulsul tobei și pulsul inimii tale. Eu, ca practică de meditație, folosesc imaginația ghidată. Am făcut cursuri în Statele Unite, am lucrat în spital, predând și făcând cu terapie prin meditație ghidată și este tot un mod de a accesa sinele meu sau sinele nostru mai înalt, de a ajunge la acea liniște divină. Se pot vindeca adicțiile, traumele în astfel de terapii, de exemplu? Ce se întâmplă la traumă este că o parte din sufletul tău se întâmplă o ruptură înăuntru tău. Este ca o franjurare a sufletului tău și poți trece la o disociere. Deci cumva nu ești în contact cu o parte din tine.
Deci, din cauza că există prea multă durere și nu te simți în siguranță, bariera ta energetică a fost spartă cumva și pierzi încredere în viață și ești copleșit de acea durere. Iar din traumă, cumva, dacă nu știi să gestionezi durerea traumei, ajungi la o adicție, cumva ca o, în engleză zice numbing out, o anesteziere a durerii și fugi de tine, fugi de o parte din tine. Deci asta, să zic, este cauza și ce se întâmplă. Prin terapii șamanice, prin meditație, tu te conectezi la sinele tău mai înalt, la eu-ul tău, la divinitatea din tine, la lumina din tine și îți dai seama că ești mai mult decât cine crezi că ești și începi cumva să... E vorba de crearea unei armonii și echilibru între toate părțile tale. Cumva să accesezi toate părțile din tine și să le aduci în integritate. Un proces dificil și îți trebuie foarte multă susținere, susținere terapeutică, susținerea prietenilor. Dar e o modalitate de a începe procesul vindecării, da, nu? Și prima etapă, înainte să ajungi la, este onorarea durerii și de a lucra cu durerea, de a onora, de a o înțelege, de a o proteja. E ca și cum îți imaginezi că ai un copil rănit care vine la tine și plânge și nu îi spui totul va fi bine, că nu, dacă îi spui totul va fi bine, nu funcționează. Îi spui ce te doare, spune despre durerea ta. Alt element la traumă este singurătatea. Te simți singur în acest proces. Este mult mai puțin, să zic, traumatic când este cineva alături de tine. Și ce este foarte important în vindecarea traumei este o relație. Să ai pe cineva care te vede, să a fi văzut din nou pentru cine ești, ce s-a întâmplat și ați fi văzut și potențialul și în întregul din tine. Un element foarte important, a fi în serviciu pentru o cauză mai înaltă. Asta promovează și pacea mama și asta cred că e și o vindecare, care o cale de vindecare pentru traumă și adicție, a te dedica unui scop mai înalt decât sinele personal. Iar pentru mine, acest scop mai înalt este Roșia Montană, deci este un loc unde am simțit atâta iubire. Deci o iubire mea extatică în care vrei să dai, să ajuți. De când lucrez cu Pacea Mama, cu Roșia Montană, 2011-2013, bineînțeles că viața nu-i roz și mi s-a întâmplat și mie multe chestii negative, dar faptul că am de lucrat pentru proiectul de la Roșia Montană mereu mi-a dat forța de a merge mai de a continua. Să ai tu scopul tău mai înalt pentru care lucrezi, iar doi, element vital, să ai familia ta de suflete, comunitatea. Deci noi aparținem pământului, aparținem unei comunități și aparținem vieții. Aparținem sinelui nostru mai înalt. Singur nu poți reuși. Trebuie să ai, cum este la noi, echipa Pacea Mama. Suntem o echipă mică, dar de persoane care gândim la fel, simțim la fel și facem lucrurile cam în aceeași direcție. Modul în care lucrăm în Compassionate Inquiry este acesta, prin care nu condamnăm comportamentul, ci invităm la această parte de compasiune, de blândețe pentru nevoia în sine. Nu este nimic rău în a dori să te simți viu, să te simți relaxat, să te simți, nu știu, detensionat. Nu, asta nu e rău.
dar consumul de droguri este dăunător, ca să dăm un exemplu. Și consumul de droguri este dăunător, consumul de alcool este dăunător, toate aceste comportamente ajung să fie dăunătoare atât pentru noi cât și pentru ceilalți. Poate mai dăunător decât consumul în sine este vocea aceasta critică internă, care ne spune că, iată, nu ești în stare să te lași de alcool sau să renunți la droguri, sau vocea critică internă pe care noi căutăm, de fapt, să o... Căreia căutăm să-i dăm volumul mai încet prin acest adică consum. Să tacă, să nu mă mai tot bruieze, să nu aud. Exact. Că nu e bine ce faci. Deci dependențele astea nu sunt sănătoase. Exact. Dar aceasta este vocea critică, aș spune că este primul pas și cel mai important. Dacă minimizăm impactul acesteia și dezvoltăm această parte de acceptare, de blândețe față de noi înșine, că nu suntem aceste ființe complet stricate, defecte, ci doar suntem oameni profund răniți, care pot fi vindecați, care pot procesa această rană. Da, spuneai că în spatele tuturor acestor adicții se află anumite suferințe, evenimente traumatice. Da. Dacă lucrăm asupra acestor evenimente traumatice, putem vindeca în aceste condiții și adicțiile. Bineînțeles. Care pe măsură ce scade această încărcătură emoțională din spate, da? Pe măsură ce intrăm în contact cu această durere și suntem conținuți în această durere, ne simțim în siguranță să o procesăm, să o descărcăm, să știm că ea nu ne va omorî, nu ne va doborî. Nu mai este într-atât de periculoasă pentru noi. Știm că o putem simți și ea va trece. Ce rol au substanțele psihedelice în procesul de vindecare? Dacă reaccesează într-o formă mai rapidă această rădăcină traumatică, o colesc toate aceste mecanisme de apărare despre care vorbeam mai devreme și poate rolul cel mai important pe care l-au este exact acesta de descărcare somatică din corp a emoțiilor. De la purging se numește în engleză, în română această acțiune de a voma sau tremur al corpului. Sunt tot felul de mișcări somatice prin care descărcăm încărcătura aceea încapsulată, emoțională, de care de cele mai multe ori poate că nici nu mai suntem conștienți, care a fost o traumă reprimată, ascunsă. Aici o întreagă discuție, inclusiv cu ayahuasca, permisă în unele țări, interzisă în multe alte țări. Dar nu sunt ele totuși și aceste substanțe, că de asta sunt numite, nu? Substanțe psihedelice. Nu sunt ele mai periculoase decât cred că trauma cel mai din important spate? E o întrebare din nou foarte bună. Nu este o metodă pe care să o fi încercat. Sunt foarte curioasă de modul în care funcționează substanțele psihedelice, dar cred că este extrem de important ca în cazul utilizării acestora să există o persoană care să ajute la integrarea acestui conținut pe care îndrumător, nu e așa de capul pe tău. Pe care îl declanșăm, îl accesăm în urma acestui consum. Partea aceasta de facilitare a procesului, înțeleg că este extrem de importantă. Persoana care să fie acolo lângă tine, pentru că ai accesat un eveniment traumatic și apoi ce? Ce faci cu el? Uneori s-ar putea să fie absolut copleșitor, să nu poți să-i faci față. Pentru că nu se încheie totul acolo, doar în acțiunea aceea, nu, doar în acel retreat în Peru. Ce faci sau cu ce ai aflat? Ce faci cu ce ai aflat? Prin ce ai trecut? Ce ai simțit? Exact. Exact. Și cum integrezi partea aceasta? Ce înseamnă integrarea din punctul ăsta de vedere? Integrarea înseamnă că dezvoltăm o mulțime de părți ale noastre. Părți care să ne ajute să facem față, să funcționăm, să supraviețuim. Nu există parte greșită. Asta înseamnă integrare, că toate au avut un rol și o funcție, inclusiv cele care ne-au adus dependența, adicția. Toate au un rol. Să le integrăm înseamnă să le acceptăm. Ele vin la pachet cu o mulțime de daruri, negându-le și spunând că acestea sunt greșite, pentru că, nu știu, dacă eu am consumat alcool, înseamnă că eu sunt o persoană greșită, nemai identificându-ne doar cu o singură parte, ci însemnând că ele toate au un rol în supraviețuirea noastră, în a deveni cine suntem. Și nu numai că mă simt, că spun că sunt o persoană greșită, dar trăiesc mereu cu un sentiment de vinovăție, de rușinare. Uite în ce hal am ajuns, de ce fac eu asta în fiecare zi?
de ce consumă substanțe, de ce, știi? Exact. Adică e și starea aceea de vinovăție. Permanent aceste părți ale noastre. Da? Cum mă privesc eu pe mine și cum mă privesc ceilalți ca individ. Aici cum lucrăm? Cum mă privesc eu pe mine și cum... Da, dar cu vinovăția pe care o trăiesc. Pe lângă adicția în sine, mai am și aceste senzații puternice, aceste emoții puternice. Vinovăția în sine are un rol reglator. Vinovăția nu spune despre mine că eu sunt o persoană greșită, ci că, iată, avem un anumit comportament care poate fi corectat. Și e un preț mai mic să trăim cu vinovăția de a ne alege pe noi înșine, de a alege să învățăm să funcționăm într-un mod mai sănătos pentru noi, decât acela de a trăi cu resentimente permanente că nu am făcut asta niciodată, ajungând acolo unde spuneai mai devreme, la în a dezvolta boli extrem de grave uneori. Pentru că pe lângă adicție și rușine și sentimentul ăsta de vinovăție, mai simți în plus și neputința că nu poți sau nu vrei să faci nimic ca să scapi de acea adicție. Primul pas pe care îl facem în terapie este exact acela de a aduce partea aceasta de blândețe, de acceptare față de partea aceea rănită din noi, care avea nevoie să se anestezieze, să nu mai simtă durerea, suferința, să fugă. Pentru că de cele mai multe ori noi ajungem să gândim despre noi în moduri în care nu am gândit despre nimeni altcineva. Ce dorim să oferim în cabinet sau în relația terapeutică este să aducem exact partea aceasta de conștientizare că la rândul tău meriți această înțelegere. Că să fii blând cu tine. Exact, blândețe. Oricum te învinovățești și simți și neputință. Și mai e și furios pe propria persoană. Da. Trauma este o rană. Fiecare o formă fizică sau psihică. Există o inteligență a traumei? Există o înțelepciune a traumei? Trauma nu este doar ce ni se întâmplă. O situație traumatică, un abuz în copilărie, un decesul unui părinte, o pierdere importantă. Trauma este mai ales ce se întâmplă în noi ca urmare a acestui eveniment traumatic. Dacă există cineva acolo pentru noi care să ne ajute să procesăm acest eveniment traumatic sau nu există și atunci e nevoie să-l încapsulăm pentru a-i face față. Înțelepciunea a traumei înseamnă să ajungem să ne conectăm la această suferință pe care poate că am îngropat-o atât de adânc încât nici nu mai suntem conștienți de ea. Dar ea apare la un moment dat. Apare într-o mulțime de situații care se reiau ciclic. Odată ce ea e înăbușită, nu înseamnă că și dispare. Toate aceste situații pot apărea ca ocazii prin care noi să descărcăm acea încărcătură emoțională. Se spune că poți să traumatizezi un copil fără să-l atingi. Ajunge să-l eviți, să nu mai fii alături de el. Care sunt efectele pe termen lung în cazul neîmplinirii acestor nevoi? Unul dintre posibilele răspunsuri este acesta, de răspunsuri ale noastre, este acesta de a deveni, iată, dependenți de muncă, pentru că în felul acesta obținem această recunoaștere profesională, validare, este chiar una dintre adicțiile, dacă vrei, cele mai des întâlnite, pentru că este recunoscută, este încurajată din punct de vedere social. Specialiștii spun așa, că la baza multor boli fizice stau, 1, emoțiile pe care nu știm să le exprimăm sau să le eliberăm, stau nevoile noastre cu care nu suntem în contact, stau atașamentele anxioase, dependente sau evitante, stă teama sau neputința de a fi autentici, pentru că nu am fost învățați să facem asta sau nu ni s-a permis. Pot fi vindecate bolile fizice dacă noi reușim să lucrăm asupra acestor emoții, nevoi, atașamente, temeri, cum iată spun psihologii. Este o întrebare foarte bună și am văzut asta, de altfel există o mulțime de cazuri care, iată, în care au apărut vindecări miraculoase. Uneori apar aceste schimbări, poate chiar spontan, odată ce înțelegem la nivel fundamental că e nevoie să schimbăm în noi modul în care ne raportăm la lume, la viață, la ceilalți, la relația cu noi înșine. Nu aș promova faptul că ele vor vindeca peste noapte o boală fizică. O boală fizică pentru care este nevoie de o
de o abordare într-un mod poate holistic și medical și terapeutic și în alte moduri care să susțină atât corpul fizic cât și emoțional și mental. Nu este ceva ce ne asumăm, dacă vrei, ca terapeuți, că vom face. De altfel, în urma lansării filmului The Wisdom of Trauma, în care apăreau astfel de cazuri de persoane cu, nu știu, cu stadii avansate de cancer, care au început acest proces terapeutic, unele dintre ele chiar vindecându-se, am primit foarte multe cereri pe site, exact în această notă. Am cancer în stadiu 4, pulmonar sau, mă rog, tot felul de situații dure. De situații dure, dar care veneau cu această așteptare să cumva tu să le rezolvi problema. Pasau această responsabilitate, dacă vrei, terapeutului, de a-i rezolva, de a-i vindeca. Terapia nu funcționează în felul acesta. E o responsabilizare, în primul rând, a mea ca individ să mă vindec, să înțeleg ce se întâmplă cu mine. Pot primi suport în privința asta, dar nu o poate face nimeni altcineva în locul meu. Și cum ajută terapia în cazul acestor boli? Prin a vedea cum am contribuit noi la propria suferință, prin a înțelege că putem schimba asta, prin a înțelege că putem astăzi ca adulți să spunem nu. Nu mai avem aceleași condiții din copilărie în care dacă am fi spus nu, asta ne-ar fi costat relația cu părinții. Și nu ne permiteam asta. Să spunem nu în relația cu cei din jur, în relațiile de la locul de muncă? Să spunem nu de fiecare dată când simțim, când în noi se simte ca și cum am spune nu, am vrea să spunem nu. În ce situații din viața noastră nu spunem nu? Acolo unde simțim, iată, corpul nostru spune că nu vrem să facem asta. De ce avem această dificultate de a spune nu? Ce stă în spatele acestei incapacități de a spune nu? E o credință. Dacă voi spune nu, iată, voi fi perceput ca fiind egoist, nepăsător, voi fi respins. Există un cost. Cine aș fi dacă aș avea libertatea să spun da? Poate liber. Ce dezvoltăm împotriva celeilalte persoane atunci când nu îi spunem nu, deși noi am alege asta? De cele mai multe ori dezvoltăm resentimente față de celălalt, care ne cere să facem lucruri pentru a păstra relația. Uneori, sunt oameni care trec prin traumă și se află în același cerc vicios, care revine la nesfârșit. Această repetiție apare pentru că acea persoană vrea să se reașeze, să se repoziționeze, să vindece, să reformuleze situația, adică este o repetiție conștientă, sau se află într-o stare inconștientă. Asta aici se întreabă mereu, dar mie de ce mi se întâmplă din nou una ca asta? Care este sensul repetiției traumei? Sensul mai larg este exact acesta de a depăși, de a ajunge să răspundem din poziția de adulți care suntem astăzi, să devenim părinții pentru acea parte din noi de copil, părinții buni, care vin cu blândețe, vin cu înțelegere, vin cu partea aceasta de compasiune față de copilul speriat. Și dacă reacționăm așa, asta înseamnă că nu se va mai repeta? Adică se va opri evenimentul traumatizant? Asta înseamnă că nu vom mai răspunde în același mod. Din coping, din apărare, din luptă. Adică dacă vor apărea evenimente asemănătoare, care vor declanșa în mine aceeași reacție, aceeași senzație, voi ști să reacționezi diferit. Voi răspunde diferit. Exact. Și asta e o formă de vindecare? Asta este o formă de vindecare, de depășire a traumei inițiale, da. Oamenii răniți rănesc mai departe, la rândul lor îi rănesc pe ceilalți? Din păcate, da. Există chiar un citat care mi-a plăcut foarte mult și sună așa: nu există agresor sau abuzator care să nu fie ferm convins că el este victima. Este un răspuns din această durere personală. Copiii expuși la abuz devin agresori la rândul lor, pentru că este singura formă, dacă vrei, de comunicare pe care o învață. Pentru că în felul acesta aleg să nu mai fie victime neputincioase. Dacă vindecarea noastră ar depinde de recunoașterea părinților noștri, că au fost
abuzatori sau că au greșit profund față de noi, atunci... Că ne-au rănit în diverse forme. Atunci, probabil că cei mai mulți dintre noi nu am avea nicio șansă să ne vindecăm, pentru că nu se întâmplă asta aproape niciodată. Ca adulți, nu mai suntem în punctul în care să ne putem scuza, dacă vrei, propriile comportamente abuzive prin aceste, nu știu, episoade nefericite pe care le-am trăit în copilărie. Și să facem mereu trimitere la ele. Iată, la 80 de ani nu putem spune din cauza părinților mei, eu am fost în felul acesta. Mi-am ratat relațiile. Nu am putut face nimic, exact. Ca adulți, avem această alegere de a putea răspunde într-un alt mod. Putem învăța să răspundem mai sănătos. Noi astăzi avem acest acces, avem acest privilegiu extraordinar de a învăța despre noi înșine. E nevoie doar să avem această curiozitate și deschidere, de a ne vindeca, de a înțelege cum funcționăm. Diana, mulțumesc pentru prezența ta în emisiune. Mulțumesc, Mirela, pentru invitație.